Potrivit avertizării emisă de Administrația Națională de Meteorologie, începând de astăzi, vremea va intra într-un proces de răcire. Acest lucru se va simți mai ales în zilele de 30 și 31 decembrie, când se vor înregistra maxime preponderent negative în toate regiunile și minime sub minus 10 grade Celsius, îndeosebi în nordul și centrul țării. În intervalul menționat, vântul va prezenta intensificări în estul și sud-estul teritoriului, precum și la munte, dar în special pe litoral, unde viteza la rafală va depăși 60-70 de kilometri la oră. Temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ, ninsori în zona Carpaților orientali și meridionali și mai însemnate pe arii restrânse în sud-vestul, sudul și estul țării. Izolat se va semna la polei. Până în jurul datei de 3 ianuarie 2016, vremea se va menține rece, geroasă dimineața și noaptea în centrul, estul și local în sudul teritoriului. În extremitatea de sud-est, vântul va continua să prezinte unele intensificări.